Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ciro Manta, vă invit la prima ediție a emisiunii Reprezintă Sport din anul 2020. La mulți ani așadar, să aveți un an plin de realizări. Ne dorim aici la Reprezintă Sport să vă aducem în prim plan toate evenimentele sportive și să vorbim, ne dorim noi, numai de evenimente sportive bune cu câștiguri ale sportivilor argeșeni pe plan național și pe plan internațional. Ne-am dorit noi ca în acest debut de an, debut de sezon, să începem în forță, pentru că vorbim astăzi cu un campion național, campionul nostru piteștean, Vali Porcișteanu, cu care mulțumesc mult de prezență. Vali, la mulți ani, bine ai revenit la Antena 3. La mulți ani tuturor, bine v-am regăsit și iată că la Antena 3 sunt campion, cel puțin sunt primul anul ăsta. Tu ești campionul nostru, cu toate că în 2019 ai intrat pe poziția secundă, la foarte mică puțin, distanță de prima poziție. Așa cum spunem noi de fiecare dată, locul 2 este primul loc pierzător, dar nu trebuie să ne amăgim pentru că este totuși o poziție foarte bună. E un loc premiat. Suntem cel puțin 4-5 piloți care aspirăm la prima treaptă și din păcate câștigă doar unul, din păcate pentru ceilalți, iar ceilalți se luptă pentru restul locurilor rămase disponibile mai jos de locul 1. Eu am fost primul după campion, după Simone Tempestini, un pilot pe care îl știm deja, nu mai are nevoie de nicio prezentare, un pilot foarte rapid, cu experiență în campionatul mondial și cu care știam sigur că ne va fi greu să ne batem la ultima etapă de la Brașov, dar am sperat pentru că mai erau șanse matematice pentru câștigarea titlului. Dacă mi-aduc bine aminte, am fost prezent aici fix înainte de etapa de la Brașov, de final de sezon, și speram că va fi bine acolo. Îmi trebuia o victorie pentru că aveam nevoie de maximul de puncte. Iar jocul de puncte trebuia să fie în favoarea noastră, la modul că el trebuia să fie mai jos de locul 3 sau 4, ceea ce era greu, pentru că nu depindea doar de noi. Noi să zicem că am fi câștigat raliuri, dar depindea foarte mult ce făcea și el. Din păcate, Brașovul n-a mai fost atât de norocos cu noi precum în trecut, unde am câștigat foarte multe raliuri, unde a fost și prima victorie în 2009. Am avut ghinion încă de la shakedown. Shakedown înseamnă sesiunea de teste dinainte de start, adică cu câteva ore înainte de startul efectiv al cursei în ziua de vineri. La shakedown s-a întâmplat un eveniment nefericit, la modul că pe traseu, într-un viraj, exista pe banda de rulare pe trasă o mică bordură aflată în acel traseu de macadam, aparent nu foarte periculoasă. Știam deja de ea, eram anunțați, dar pe măsură ce treceau concurenții, se săpa din ce în ce mai mult și ea se mărea, pentru că practic ieșea mai mult din pământ. La penultima tură de la shakedown, un concurent din fața noastră a lovit acea bordurică cu roata stânga față, i s-a rupt o biletă de direcție și a blocat proba, eu eram fix în spatele lui, ne-am oprit, am văzut ce s-a întâmplat, știam că a dat în chestia acolo, ne-am continuat drumul mai departe pe lângă el și ghiși ce s-a întâmplat. La următoarea tură, fix acolo, am dat și eu în aceeași bordurică, nu tare, pentru că asta ne-a surprins, știam de ea, am abordat-o într-un așa fel încât să nu fie periculos și cu toate astea s-a rupt și la mine un braț. Roata s-a dus într-o parte, mașina s-a pus perpendicular pe drum și din momentul ăla a început stresul maxim, pentru că de acolo, adică era undeva ora 11:30, mai era o oră jumate până la start, trebuia să plecăm cu mașina de acolo, să o ducem în Brașov, pentru că shakedown era la 20 ceva de kilometri de Brașov, să reparăm defecțiunile și să pregătim mașina pentru start, practic, începea concursul. Putem spune că a fost momentul cheie, să spunem, al... Da și nu. Adică... A fost un moment tensionat care n-a favorizat deloc începutul raliului, un raliu care trebuia să fie calm. Mă gândesc ca psihologic, probabil v-a afectat. Da, din punct de vedere psihologic n-a fost deloc ok, pentru că în primul rând n-am știut dacă termină mașina până la start. Exista posibilitatea să nu mai luăm startul deloc, pentru că erau foarte puține minute până la start. Mașina a suferit de la un impact foarte mic, în afară de brațul rupt și planetar a ieșit, să avea și avea câteva daune, se strâmbase puțin și puntea. Aveam piese de rezervă cu noi, dar nu chiar toate și trebuia să mai improvizăm ceva. Dar în afară de improvizații, problema cea mai mare era cu timpul, pentru că aveam nevoie de timp să remediem defecțiunile și nu se putea repara doar așa, să punem roata cât de cât la loc, pentru că trebuia făcută și geometria corect, mașina trebuia să fie aptă 100%, pentru că aveam nevoie de o victorie. Mergeam acolo să ne batem pentru locul 1, nu să terminăm o cursă indiferent de poziție. Și mecanicii s-au descurcat extraordinar în timpul ăla. Eu, sincer, la un moment dat, cu vreo jumătate de oră înainte de start, nu mai făceam speranțe că iau startul. Am zis, asta e, ăsta a fost ghinionul, nici măcar nu mai luăm startul, să încercăm măcar să ne apărăm poziția, pentru că eram încă lideri ai campionatului atunci. Și zic, asta e, dacă astea sunt datele problemei, mergem mai departe și ne asumăm. Dar au reușit să facă mașina, am reușit să luăm startul, dar parcă se simțea în aer
o tensiune, o ceva a fost era acolo. O presiune în plus. Pentru că pe prima probă specială, cea de 28 de kilometri, de la aici vedem imagini de la startul festiv de joi seara, totul a fost ok acolo, mașinile intacte, fără probleme, fără niciun fel de stres, pentru că încă nu începuse concursul efectiv. Iar în ziua concursului, vineri, atunci când am luat startul pe proba specială cu numărul 1, s-a întâmplat marea nenorocire. Aici sunt imagini de la Shakedown, fix mai sus cu 2-3 viraje de unde este filmată această trecere, s-a întâmplat problema cu roata. Iar pe prima probă, cea pe care avem imagine acum, este colegul nostru Eugen Cărăgui și câștigătorul de la Cupa Dacia, Cristi Șugar, a ieșit și el campion, o să vorbim și despre el mai târziu puțin. S-a întâmplat evenimentul nefericit cu 2 pene de cauciuc, ambele pe partea față. Niciodată în istoria raliului n-am auzit să pățească cineva treaba asta fără să lovească absolut nimic. De regulă faci pană când dai niște bolovani mai ascuțiți, niște capete de miel, cum le spunem noi. Uite aici lucrau băieții la mașină înainte de start, ne uitam acolo să vedem ce se poate face și ce mai e de reparat înainte de a te sudau, puntea unde s-a fisurat, a fost foarte mult de muncă. Salut, Cristi! Salutăm și noi, da. A fost prezent aici la Repriza de Sport. A fost și reprezent, da, e la Timișoara, din păcate nu-l putem avea foarte ușor alături de noi aici. Și spuneam că acele 2 pene au fost foarte dubioase, la modul că n-am atins absolut nimic, n-am lovit niciun cap de pod, niciun bolovan, nicio stâncă, nicio... Deci au fost 2 pene fără nicio explicație. Am simțit că mașina nu mai stă pe drum, pentru că au fost niște pene lente, au început să desumfle ușor roțile, ambele pe față. Mașina a început să fie greu de controlat și eu făceam filme că s-a întâmplat ceva de la incidentul la Shakedown. S-o fi desfăcut vreun braț, s-o fi rupt ceva, s-o fi întâmplat ceva de acolo. Nici gând că ar fi vreo pană. Am mai mers câțiva kilometri, ne-am oprit că nu mai puteam continua așa proba, fiind o probă de 28 de kilometri. Și când am constatat, s-a dat Dan jos, chiar o să tot amintim momentul ăsta, el s-a dat jos pe partea dreaptă, s-a uitat la roata lui și spune pană. În același timp eu mă uitam la a mea și zic, băi, ce a văzut el de pe partea cealaltă? Că e pană pe stânga. Dar săracul vorbea de dreapta și când a venit în stânga a zis, pa, încă una. Zic, cum adică mă, și partea, da, amândouă pe față. Ce să mai faci, avem o singură roată de rezervă cu noi, pentru că îți alegi în funcție de strategie, dar în general când ai mai multe combinații de anvelope, pleci cu două moi, două tari, două soft, că în general oricum dacă ai făcut o pană, tot s-a cam dus treaba, dar iată, în cazul nostru, când două pene, era practic un abandon, pentru că n-aveam ce să punem în locul celei de-a doua roată pe pană. Am plecat mai departe așa cu roțile desumflate, am ajuns la finalul probei, cea de dreapta s-a dezintegrat total, am rămas pe jantă, iar cea din stânga era în continuare moale, cred că avea undeva sub un bar presiune în ea, am dat-o jos, m-am uitat, nu, deci încă era vizibilă, se putea vedea pe ea. M-am uitat, am întors-o pe toate părțile, nicio lovitură de piatră, janta perfectă, nu era atinsă, nu era strâmbă de niciun bolovan, nu era înțepat cauciucul, efectiv nu-mi explic cum a ieșit aerul din cauciucul ăla, pe unde... Să fi fost vreun cui ceva pus, nu știu, ne-am gândit la tot felul de lucruri. Am văzut că se mai fac sabotaje, să le zic așa, de genul ăsta, se aruncă tot felul de cuie când vor să câștige unii, alții, am văzut pe afară. La noi până acum, eu nu știu să fi fost cazuri, dar poate oi fi eu primul, nu știu, nu bag mâna în foc, dar nici vreau să acuz pe nimeni. Doar că au fost foarte dubioase și nu știu ce s-a întâmplat, pentru că nu putem să ne explicăm acest fenomen. Am studiat roata pe toate părțile, repet, n-am văzut nimic, poate vreo străpungere de vreun cui undeva într-un crampon să fi fost, dar nu puteai vedea, eventual dacă te uitai cu lupa, ceea ce era imposibil. Am declarat abandon, deci nici măcar n-am putut să continuăm raliu, chiar dacă pierduse multe minute, probabil că deam undeva pe locul 10, nici nu mai conta, raliu oricum era pierdut și toate șansele la titlu erau zero. Mai rămăsese în momentul respectiv singura speranța noastră, să zic așa, să abandoneze Simone. Pentru că dacă el abandona în prima zi de concurs, să nu ia niciun punct deloc, și noi abandonați, tot noi eram în câștig, pentru că înainte de etapă aveam câteva puncte în față. Deci, practic, abandonam amândoi și rămâneam punctele. Era greu să abandoneze și el, pentru că, oricum, nevăzuse, schimbase strategia, evident nu mai forța, că pentru el era necesar să ia doar câteva puncte. Puncte pe care le-a luat la finalul primei zile, acele 7 puncte pe zi, și în momentul respectiv el și-a adjudecat titlul, nici mai conta ce făcea a doua zi. Oricum, a câștigat raliul în ziua secundă. A avut un an foarte bun, a mers extrem de bine la toate etapele, unde n-a făcut greșeli, la Bacău și la Sibiu, la Iași și la Sibiu, dar oricum astea sunt raliuri, fac parte din joc toate problemele, toate greșelile, uite, chiar și evenimente de genul ăsta cu pene și cu tot felul de budisme, să le zicem așa, pentru că efectiv nu ne explicăm ce s-a întâmplat acolo. Am rămas în continuare cu zâmbetul pe buze, n-am fost supărați pentru că trebuie să tratăm toate etapele așa cum sunt ele și noi poate avem o vorbă. Un pic de regret că ai fost foarte, foarte aproape de a redeveni campion național. Da, de regretul a fost că dacă nu s-ar fi întâmplat acele pene,
cu siguranță ar fi fost greu să ne batem cu Simone, pentru că știm foarte bine că e rapid, dar pe prima probă, când noi am avut panele respective, până să ajungem la sosire, am mers foarte încet, pentru că eram cu roțile moi. Și am început să ne prindă din spate ceilalți concurenți. Primul care ne-a prins la 2000 era fix el. Când a trecut de noi, era pe avarii. Ceea ce înseamnă că avea, și n-a trecut foarte tare, că ochiometrii ne dă și noi seama dacă cineva merge cum ar trebui sau merge puțin mai încet. Și când l-am văzut pe avarii mergând mai încet, zic, nu se poate, uite că și el are niște probleme. Adică jocul, să zicem așa, încă era deschis, putea oricând, oricine să pățească ceva. Și parcă ar fi fost frumos să se ducă toată nebunia asta până mai spre finalul cursei. Nu chiar din prima probă, gata, asta a fost, s-a judecat. Și în momentul ăla chiar ne gândeam, îți dai seama ce o fi zis el, fiind a doua mașină pe drum, că a plecat la start, nu știa că noi aveam penele în față, a aflat doar după ce a trecut de noi și a simțit că are probleme, ce s-o fi gândit, mamă, prima probă, deja o problemă, un amortizor sau nu știu ce s-a stricat și lui, după care ne-a văzut pe noi pe pene, o fi zis, bă, gata, a scăpat din fața aici, adică lucrurile astea psihologice care se întâmplă în mașină, momentele alea și nu le poți trăi altfel și nu le poți descrie, pentru că nu se pot înțelege de către toți ceilalți, doar atunci când ești în interior le înțelegi. Au fost un pic palpitante așa pentru toată lumea, dar și cred că și pentru cei de pe margine, pentru că știau ordinea de start, știau că vin eu, mai spre finalul probei, au văzut că eu nu mai vin, a trecut el pe avarii, după care mi-a apărut eu cu cele două pene. Adică a fost un pic așa jocul nervilor, dar una pusă peste alta, toată lumea a fost bucuroasă de spectacolul care s-a dus până spre finalul cursei, pentru că mi-aduc aminte că ți-am zis și atunci, dacă lucrurile s-ar fi jucat înainte, cu siguranță la etapa de la Brașov ar fi fost mult mai puțin concurenți, nu mai era interesantă etapa pentru nimeni, lupta oricum era doar pentru câștigarea cursei și nu mai conta nimic pentru titlul sau alte titluri în joc și practic era o etapă care nu mai conta. Dar așa, ducându-se toate până spre finalul campionatului, a fost interesant pentru toți, inclusiv Cupa Dacia cu Cristi Sugar, care și a fost... S-a dat bătălia, dar la ea a fost până la ultima probă a raliului, adică nu din prima. Era la bătaie cu Mitre, în prima zi Mitre era în fața lui, el avea nevoie de câteva puncte în ziua secundă să recâștige prima poziție, să treacă în față. Și a fost și acolo o luptă psihologică. Vineri seara mi-aduc aminte că mi-a trimis niște imagini cu onboard-urile din prima zi să-i spun ce a făcut, unde a greșit, cu ce să-l ajut să câștige niște secunde importante. De seama, eu seara... Nu mai aveam chef de nimic, nu mai să stau la 12 noaptea să mă uit la imaginele lui să văd ce a făcut, dar m-am uitat, i-am spus să ai grijă acolo, vezi că poți să mai câștigi câteva secunde în anumite viraje și zic, da, oricum, e copil, i-am mai zis multe și n-a vrut să bage la cap chiar tot, zic, eu îi le zic, dacă vrea să înțeleagă bine. A doua zi când am luat startul, noi fiind mai în față, după ce am terminat prima probă de sâmbătă, am mers către următoarele probe și Dan se uita pe timp, pe telefon, în timpii live. Și zic, ia vezi mă ce au făcut ăștia mici în spate la Cupa Dacia, că ei sunt la vreo jumătate de oră după noi. Și când îți spune timpul, zice, hai că i-a dat Cristi Sugar lui Mitre vreo 50 de secunde. Pe o probă. Zic, hai că nu mi-am bătut gura degeaba seara, chiar am înțeles. Și mă bucur că a evoluat foarte mult din punct de vedere sportiv. A avut niște evenimente neplăcute anul ăsta, multe suișuri și coborâșuri, dar a înțeles ce era de înțeles, s-a maturizat și până la urmă și a adjudecat titlul și ne bucurăm cu toții pentru că e al nostru, face parte din echipă și ne-a reprezentat bine anul ăsta și datorită și lui. Și probabil 2020 va fi abordat. Ar trebui să fie favorit în primul rând și din punct de vedere strategic ar trebui să îl trateze altfel și sigur să nu mai fac greșelile pe care le-a făcut anul ăsta. Și noi eram tineri la 20 de ani, aveam mintea cum era, ne fugea în toate părțile, nu știam să ne focusăm pe anumite lucruri ca acum, să tratăm lucrurile atât de serios sau să fim cu strategii. Eram așa, mai hai, că mergi oricum. Și ne loveam cu capul de multe lucruri, dar asta te face să crești și să evoluezi din punct de vedere sportiv și n-ai cum din prima. Dar trebuie să fii perseverent și să știi ce-ți dorești cu adevărat. Vali, făcând așa o retrospectivă anului 2019, exceptând probabil aceste momente care n-au depins de tine. Să zicem că n-au depins, da, direct de mine. Cum ai catalogat tu evoluția ta în 2019? A fost un an cu de toate, dar până la urmă bun. Pentru că ne aducem aminte de schimbarea mașinii. În 2018 am mers cu acea Skoda Fabia R5, care a fost practic primul pas de acomodare cu o mașină de tip R5. După care s-a terminat anul, am înțeles și noi care-i treaba cu mașina, am schimbat cu Citroenul, pe care l-așteptam deja de mult timp, am povestit că era un program
mai serios pe care îl așteptam și acea scodă a fost doar de... De încălzire. De încălzire, să zicem așa, da? De pregătire. Și practic am luat-o din nou de la capăt, dar nu chiar de la capăt ca atunci când eram cu Skoda, pentru că aveam deja un an de experiență, dar de la capăt pentru că era o mașină total diferită față de acea Skoda, o mașină nouă produsă de curând de cei de la Citroen Racing, rapidă, capabilă, dar nu ușor de acomodat cu ea. Adică mașina e foarte bună, foarte rapidă, dar nu poți să te urci în ea și zici gata, hai că merg din prima și facem rezultate. Trebuie să te mulezi după ea, să încerci să înțelegi. Să o descoperi. Să o descoperi, da. Putem să o comparăm cu o relație și e o relație complicată. Adică nu te urci în mașină și gata. Chiar dacă ești pilot experimentat, acum dacă vorbim de niște piloți de campionat mondial care au milioane de kilometri și experiențe cu toate mașinile, lor le e mai ușor să se adapteze din prima sau aproape din prima la orice mașină. Noi care suntem mai limitați din punctul de vedere, mai avem nevoie de ceva kilometri. Eu consider că acomodarea a fost bună, la Macadam cel puțin ritmul a fost bun, nu înseamnă că ăsta e maximul, dar suntem la un nivel destul de ridicat, aproape de ce ne dorim. La asfalt mai e însă de lucru, pentru că acolo simt că setările nu sunt cele care, nu poate cele care trebuie, cele care se potrivesc stilul de pilotaj sau stilul de pilotaj nu e cel care se potrivește cu mașina. Adică trebuie să vedem unde mai e de umblat. Eu zic că în ambele părți. Și la setări să le facem mai apropiate de ce îmi place mie, dar și pilotajul meu să se muleze mai mult pe ce vrea mașina decât pe ce îmi place mie sau ce vine mie natural să fac atunci când pilotez. Dar eu zic că toată treaba asta poate evolua doar cu mulți kilometri. Dacă facem kilometri de teste în toate condițiile, să nu ne mai surprindă nimic, să știm și pe noroi mai alunecos, noroi mai puțin alunecos, mai denivelat, mai puțin denivelat, asfalt mai bun, mai prost, mai ud, mai uscat, mai cu gheață. Adică să știm toate variantele, în așa fel încât atunci când ne lovim de el la raliu, să nu zicem, a, păi pe asta nu-l cunosc, că n-am făcut-o, vedem acum. Dacă vedem acum în timpul cursei și testăm atunci, n-am făcut nimic. Adică n-am făcut nimic. Suntem acolo, pentru că nu vorbim acum de un ritm care ne duce pe locul 10. Suntem în continuare în zona podiumului. Dar nu trebuie să fim doar în zona podiumului, trebuie să forțăm pentru locul 1. Și dacă stăm să tatonăm în timpul cursei și să căutăm setări acolo atunci, nu putem să ne mai batem pentru locul 1. Suntem doar acolo, în zona podiumului. Și eu aș vrea, sincer, pentru 2020 să începem în forță și să avem pretenții pentru locul 1 din prima. Adică deja să știm cam care sunt datele probleme și să le pornim pregătiți la fiecare cursă. Prima cursă în 2020 va fi tot foarte târziu, așa cum a fost și anul trecut. În mai debutează campionatul. Tocmai ce s-a publicat calendarul a fost cu mai multe variante. Ba erau 6 etape, ba au devenit 8 cu una joker, cum îi spunem noi, în plus 9. Până la urmă se pare că așa s-a definitivat. Anul trecut, ne-am aminte că a început campionatul cu etapa de la Pitești, cu Raliul Argeșului. Tot în mai va începe și în acest sezon, dar va fi la Harghita, tot o etapă de asfalt. Argeșul s-a mutat puțin mai la vară, pentru că ne aducem aminte de vreme, anul trecut am fi vrut să ne ducem cu raliul mai sus pe Transfăgărășan către Capra, dar nu puteam pentru că era zăpadă și așa vremea a fost destul de capricioasă și am avut noroc de niște zile bune atunci, dar putea să fie mai rău. În schimb, acum mutându-se a treia etapă spre finalul lunii iunie, 26-27, cred eu că va fi un raliu reușit. Spectatorii, mulțimea de spectatori pe care am văzut aici la stadion, cu siguranță va fi în continuare acolo și pe probele speciale de la Transfăgărășan, pentru că sunt niște trasee spectaculoase. Dar până acolo avem două etape de trecut, Harghita și Arad, adică asfalt, macadam, după care din nou asfalt la Pitești, iar ne omoară puțin cu transferarea suspensiei, transformarea mașinii din asfalt în macadam, din nou în asfalt, pentru că nu se face ușor, nici foarte greu, dar nici la îndemână. Noi totdeauna am zis că ni s-ar potrivi mai bine așa cum era pe vremuri când am apucat eu de curse, era sezonul împărțit în două. Prima jumătate asfalt, pauză, următoarea jumătate macadam. 4 cu 4 sau 4 cu 3 sau 5 cu 3, depinde cât erau, dar erau toate la rând și știam o treabă. Prima jumătate e doar asfalt, nu mai e nici adaptarea noastră ca și stil. Merge pe asfalt, ne obișnuim, nu știu ce, pac, acum e cu macadam, iar facem teste, iar mai până ne acomodăm cu macadam, după aia, puf, iar pe asfalt. Bine, nu e complicat că știm care e treaba cu toate, că asta facem, nu e ceva nou. Dar totuși când le ai așa la rând, e un pic mai ușor, e mai simplu și mai la îndemână și pentru mecanici și pentru toată lumea. Și bugetele nu sunt afectate atât de mult, pentru că e vorba de niște ore de muncă pierdute de mecanici să mute în continuu mașina de pe o setare pe alta. Aradul e un raliu frumos, a doua etapă de macadam, ne-a plăcut de fiecare dată, cred că va fi în aceeași configurație. Harghita se pare că vor schimba niște probe pentru că unele dintre ele nu prea se pretau pentru raliu de asfalt, erau foarte, foarte rapide, acel bucin de 20 și aproape spre 30 km, extrem de rapid pentru o probă de asfalt și se pare că vor găsi altă rețetă pentru anul ăsta, vedem ce se va întâmpla. De menționat faptul că din nou avem coeficienți, 1 sau 1,2,
respectiv Argeșul a trecut la 1,2, anul trecut a fost coeficientul 1, acum coeficientul 1,2, a ieșit foarte bine în clasamentul raliurilor de anul trecut și am și zis că toți cei care au fost implicați în organizare și au dorit ca spectatori, la... că nu doar spectatorii, sportivii să plece de aici cu amintire plăcută și zică, pa, ce mișto a fost, de-abia aștept să mă întorc la anul. Și asta s-a văzut în punctajele acordate de către sportivi și în clasamentul pe care l-a obținut raliul. Asta ne bucură pe toți cei din Argeș, pentru că ne reprezintă raliul pe toți cei care suntem aici, atât sportivi, cât și fani, cât și media și toți cei care sunt aici. Și asta înseamnă că cei care vor veni în acest an alături de noi la Pitești, sigur vor fi mulțumiți. Da. Așadar, doamnelor și domnilor, Raliul Argeșului va fi a treia etapă acest an, 26-27 iunie, pe Transfăgărășean, bineînțeles cu speciala din Pitești. Știm cu toții câte persoane au participat la stadionul Nicolae Dobrin. Acolo, cu siguranță, va fi și în acest an un spectacol super. Va mai fi o noutate partea de Câmpul Lung. Vor fi niște probe speciale în zona Câmpul Lung. Anul trecut a fost mai scurt raliu, a avut undeva la 100 de kilometri, acum vor fi mai mulți, undeva la 130-140, să vedem exact cum este. Și va acoperi mai multe zone, vom fi și în zona Câmpul Lung, ceea ce va bucura și publicul de acolo, pentru că ei deja cunosc foarte bine coasta de la Lerești, fosta coastă de la Mateiaș. Și vor fi încântați de ce vor vedea acolo, iar sportivii sunt sigur că de-abia așteaptă să vină la Pitești și în acest sezon și va trebui să ne facem o strategie foarte importantă cu punctele, pentru că acea regulă N-1 de care am mai povestit, că se scade un rezultat sau două, sau N-2, va fi cumva dificilă de calculat anul ăsta, pentru că se va scădea doar din etapele cu coeficient 1. Cele cu coeficient 2 vor, coeficient 1,2 vor puncta toate. Deci, practic, nu poți să scazi din ele. Scazi doar din cele cu coeficient 1. Deci, va fi avantajos pentru unii și dezavantajos pentru ceilalți. Depinde unde calci greșit. Acum, depinde de fiecare cum își gestionează sezonul. Dar va fi interesant pentru că Sibiul revine pe Macadam. Când am auzit chestia asta, ne-am bucurat cel mai tare. Tradiția IRC, RC, când a câștigat trofeul Colin McRae în 2013 la Sibiu. Întotdeauna am zis, a fost cel mai dur raliu de Macadam din țară, Sibiu, Casan, Bolovani, căldură, era în iulie și acum tot în iulie o să fie. Dar era cel mai frumos, atât de mulți spectatori pe șanta, pe noapte, jocuri de lumini, focuri, artificii, grătare, fum, mamă, deci ce era acolo, zi națională la Sibiu. Nu știu dacă o să mai fie la fel, probabil că lumea își va aduce aminte de celebrele probe și se vor activa, sper să vină cât mai mulți, deși acum sunt comozi și vor să uite pe telefon la live-uri și așa mai departe, atunci nu erau atât de avansate toate cele și tehnologia nu era atât de sus, dar ne bucurăm că avem 5 etape de macadam și 3 de asfalt, ceea ce pentru mine cel puțin e mai bine, pentru că mie mi-a plăcut macadamul foarte mult. Avem Iașul în continuare în macadam, ați zis Sibiu ca apariție nouă, Bacăul, pe care l-am câștigat anul trecut, se pare că va fi în configurație asemănătoare. Și de asfalt vom avea doar Harghita, cu care începem campionatul, Argeșul și Transilvania, la Cluj, care va fi spre final. Iar Țara Bârsei, așa zisul Test Rally, Brașovul, care a fost ultima etapă de anul trecut, când s-a făcut prima creionare a calendarului, dispăruse. Și toată lumea, cum, că a fost un raliu frumos, uite, că s-a disputat lupta până acolo, probele speciale senzaționale. Și până la urmă a reintrat în calendar și este ultima etapă undeva în octombrie. Probabil va fi din nou frig, înghețat pământul, dar mai e până la capătul sezonului. Ne bucurăm totuși că a rămas în calendar. Iar în afară de asta mai există acea Suceava care este joker, adică o etapă pretendentă la campionat, care probabil, depinde ce s-a întâmplat, va intra în 2021. Și ca avantaj pentru sportiv, ea nu contează în clasament, doar că se obțin niște puncte suplimentare dacă te duci acolo, indiferent cu ce mașină, iei startul efectiv și iei 2 puncte dacă iei startul și 3 dacă termini, indiferent pe ce loc. Sunt niște puncte bonus care, iată, dacă se duce lupta din nou până spre finalul campionatului și se joacă la câteva puncte... Te pot ajuta aceste puncte, da. Vor fi interesați toți cei care se luptă să meargă acolo să strângă câteva puncte în plus pentru a-și judeca anumite poziții. Asta cred că va fi doar la general, nu cred că va fi la toate clasele, și la Cupa Dacia și la clasa 11 și așa mai departe. Vom vedea. În rest, așteptăm calendarele și pentru restul campionatelor, și anume slalom paralel, cel de la Sibiu, unde mergem cu juniorii. Am avut 5 etape anul trecut, anul ăsta vor să facă 6, chiar dacă sunt în același loc, important este să fie cât mai multe, să se dea copiii cât mai mult. Mai așteptăm și calendarul de Time Attack, să vedem ce se va întâmpla și acolo pe circuit. Avem mulți sportivi care au făcut școala de pilotaj în perioada trecută, care vor să se apuce de curse în sezonul actual și noi o să fim alături de ei prin programele școlii. Vali Porcișteanu Racing se ocupă
de școli de pilotaj și de asistență tehnică cu închiriere de mașini, pentru că avem mașini de școli care merg și la curse. Eu mă ocup și de partea de coaching, adică pe lângă că le dau mașina, sunt și cu ei în mașină să le explic ce să facă și asta contează foarte mult pentru că au nevoie de cât mai multe informații și atunci, la cald, când sunt în mașină. Probabil au nevoie de un pilot cu mare experiență ca să... Unii se simt bine când sunt cu mine dreapta, alții sunt timorați și fac mai multe greșeli că, na, poate și imaginează că sunt cu ochii pe ei și vor să demonstreze că pot face anumite lucruri și greșesc, de fapt. Depinde. Eu am fost de fiecare dată în limita timpului alături de ei, le-am vândut din toate, toate secretele, toată experiența pe care am acumulat-o, n-am reținut nimic sub masă pentru noi. Cine a știut și a înțeles să bage la cap, a priceput și a putut să aplice sau nu. Noi vrem să ne bucurăm chiar și la Gala Campionilor când a fost să ne luăm cupa cea mare pe final de sezon. La Timișoara a fost gala, la fel ca anul trecut, în 2018. Am avut acolo parte de 13 sportivi care au fost absolvenții școlii de pilotaj Vali Porcișteanu și au primit cupe. 13 sportivi care au fost pe podium, locul 1, 2 sau 3. Așa au fost mai mulți sportivi care au avut rezultate bune, dar doar la anumite etape, pentru că nu au făcut sezon complet sau așa mai sau în astfel de situații. Dar la Gala Campionilor am avut 13 sportivi care s-au premiat și m-am bucurat să-i văd pe toți acolo. Am făcut și o poză de grup cu toții la final. A fost o mulțumire personală și asta am spus de fiecare dată. Toți își doresc asta. Când se apucă de curse, visează să fie cât mai sus, să ajungă campion și să lase ceva în urmă. Adică să aibă o școală care să producă și să și producă ceva rezultate. Că așa degeaba e o școală care face cursuri, dar nimeni nu are rezultat. Așa la mine, asta a fost și cheia succesului, că majoritatea au avut rezultate bune și mă bucur că pot să fac treaba asta, sunt în continuare în putere și mă dedic atât de mult cât pot și îmi permite timpul, pentru că trebuie să ne ocupăm și de partea sportivă, să nu o neglijăm, dar în același timp, în paralel, să ne ocupăm și de cei care vin din urmă, pentru că ei vor fi viitorul. Și cred că e foarte important pentru Campionatul Național de Raliu să fie cât mai multe echipaje, cât mai mulți piloți angrenați și iată această pasiune pentru acest sport de viteză să fie întreținută și cine știe când va apărea un nou campion, nu? Păi, da, talente sunt în spate și vin din urmă, dar trebuie să aibă și bani. Din păcate, dacă n-au susținere și mulți se amăgesc, se îmbată cu apă rece, cum vine vorba, pentru că mă văd pe mine și zic, gata, așa vreau. Adică, imediat au făcut portretul, pare simplu, dar de fapt sunt mulți ani de muncă în spate, mulți bani investiți și deși ei sunt talentați, le zic și încurajez și nu sunt doar vorbe în plus, să-i perii degeaba, pentru că eu chiar nu sunt genul ăsta, eu sunt destul de dur, adică dacă îl motivez pe un sportiv sau îi spun, bravo, uite, ai făcut bine asta, îl încurajez, toate vorbele pozitive, ele sunt egale cu performanța sau cu ce face el, cu talentul lui. Nu sunt exagerate doar ca să se simte el bine, pentru că îl păcălesc degeaba. Dar și atunci când are talent și se descurcă bine și primește laudele corecte, tot nu-i de ajuns. El o vede că-i de ajuns. Gata, domnule, am tot ce-mi trebuie. E simplu să fac mai departe toată treaba. Păi nu, trebuie să muncești în continuare, să ai și banii la dispoziție necesari și să te dedici trup și suflet, să nu, gata, hai că e simplu, am talent, las că merg lucrurile de la sine. Nu, trebuie să te dedici, să te implici și să renunți la anumite lucruri, să știi cum să gestionezi toată treaba cu viața, depinde de ce vârstă ai, uite, cum e Cristi Sugar. Vrea să fie și la facultate, să aibă și rezultate bune la facultate, dar în același timp vrea și la raliu să fie campion. Trebuie să mai taie din fiecare, adică e greu să le îmbini pe toate, să fii peste tot lider și să ai timp și de iubită, și de vacanțe, și de școală, și eventual să fii și la un loc de muncă normal. Nu prea poți, timpul nu le poate împărți pe toate așa cum trebuie și trebuie să găsești cumva un echilibru și să știi ce-ți dorești, asta e cel mai important și asta e valabil la orice disciplină, la orice lucru din viață, nu neapărat la sport, și să-ți canalizezi eforturile în direcția respectivă și să nu renunți la anumite lucruri. Adică și dacă te focusezi total în direcția asta și renunți la alte lucruri, iar nu-i bine. Că trebuie să mai ai și o viață personală, trebuie să mai ai și o facultate. Acum renunți la facultate pentru raliuri. Nu, pentru că el, asta spuneam, mă vede pe mine și zice, gata, uite, o să ajung și eu ca Vali. Să fiu și eu campion, să merg cu mașină nu știu de care, să am școală. Da, toate chestiile astea se fac în timp. Adică nu e chiar simplu, nu e imposibil, dar nici simplu. Și eu încerc să-i trezez, să-i aduc cu picioare pe pământ, să le spun că e greu, să vadă, chiar dacă îi mai ajut în anumite situații, nu știu, le închiriez mașina cu niște bani mai puțin, nu câștig eu foarte mult pentru că se mai strică, trebuie să reinvestești banii. Ei văd chestia asta
nu văd ca un beneficiu local, zonal, o văd, a, hai că uite, merge, ok, adică gen, hai că nu e chiar atât de scump sau hai că uite, se poate. Dar e o păcăleală, pentru că dacă îmi permite să fac treaba asta, nu înseamnă că motorsportul îl poți face oricum, oricând și foarte ieftin. El, de fapt, e foarte scump. Că mai ai niște portițe din când în când și reușești să faci anumite lucruri cu mai puțin bani, sunt chestii de noroc. Dar nu trebuie să te bazezi că gata, mă, dacă am mers o dată așa sau hai că merge repede, ușor, simplu, ieftin, ăsta e motorsportul. Nu, motorsportul, că avem și noi vorbă, a fost și va fi întotdeauna un sport foarte, foarte costisitor și care depinde de bani, pentru că degeaba ești tu bun ca sportiv, te înțelegi bine cu copilotul în cazul în care mergi la raliu și ai copilot, că sunt discipline unde n-ai copilot. Dacă nu ai bani, dacă mecanicii ai bani, dar mecanicii nu sunt pregătiți bine sau efectiv nu ai o relație bună cu ei și ei, de exemplu, nu-și doresc același lucru ca și tine. Și sunt mai ignoranți, poate să-ți facă anumite lucruri expres, să-ți lase ceva nestrâns, să nu, adică să zică că a făcut presiunea 2 și să-ți o facă 2-4, nu știu. Tot felul de exemple tâmpite care poate nici se întâmplă, dar toată lumea trebuie să tragă în aceeași direcție. Dacă nu trag toți în aceeași direcție, zero. Deci sunt foarte multe cărămizi care trebuie să se adune în același loc. Degeaba e ăla talentat dacă copilotul nu s-a trezit bine și nu dictează bine. Sau degeaba sunt ei perfecți dacă mașina nu e ce trebuie. Degeaba sunt ei doi și mașina dacă mecanicii. Sau degeaba toți cu mecanicii dacă n-ai bani. Sau nu știu, tot felul de lucruri. Deci e un sport care, un cumul de factori care nu depinde doar de cineva. Asta, chiar vorbeam de mulți sponsori, pentru că știm, e foarte greu să atragi parteneri în disciplina asta. Și mulți dintre ei ne-am întâlnit cu problema asta, mulți sponsori care aveau bani și aveau dispoziție și ar fi vrut să investească în sportul ăsta, au zis, ne pare rău, nu putem să ne implicăm în acest sport, pentru că, din păcate, nu depinde doar de sportiv. Este un sport care nu depinde de sportiv, depinde foarte mult de material, de mașină, de pregătirea mașinii și foarte mult și de noroc. De timp, da. Că poate să fie... Noi vrem sportivi care depinde de ce se întâmplă doar de ei și atât. Nu și de mașină și de alți factori din spate. Ai, s-au îndreptat către alte sporturi și asta e. Adică asta e sportul, nu l-am inventat noi astăzi. Așa a fost, așa o să fie de fiecare dată. Deci depinde de mulți, mulți factori. Dar dacă știi cum să ți le gestionezi și toată lumea, armonia din cadrul echipei, din cadrul, nu știu, grupului respectiv, că poate nu e o echipă, e doar o grupare. Dacă e armonia care trebuie, vibe-ul e pozitiv, toată lumea merge în aceeași direcție, nu există discuții aiurea între ceilalți, nu sunt vorbe pe la spate, nu știu, tot felul de lucruri negative, se poate merge într-o direcție bună. Dacă apar tot felul de discuții interne, nu mai merge nimic. În ce se privește mașina Valley în 2020? Păi mașina aceeași, da. Mașina a mai mers puțin în pauza asta competițională, n-a stat numai în garaj. Colegul nostru de echipă, Cristi Dolofan, a mers la Monza Rally Show alături de managerul de echipă, de Traian Pavel. A fost și o surpriză pentru el. El, de regulă, a mai mers cu mine în dreapta, a mai fost copilot așa de ocazie. Nu se simte foarte bine pe scaunul dreapta, nu e pregătit precum pilot, îi se mai face rău din când în când, dar evident că îi place și ar dori să fie mai mult. Dar nu ăsta e scopul lui, să stea într-o mașină de curse, dar atunci când se ivește ocazie, evident că îi place și e o parte de distracție și de bucurie. Și Cristi a oferit surpriza asta pentru tot ce s-a întâmplat în sezonul 2019, rezultatele pe care le-a avut echipa, cum au decurs lucrurile pentru Raliul Argeșului, pentru că a fost o realizare și în partea de organizare acolo cu echipa și a vrut să-i facă un cadou, o surpriză, o mulțumire pentru cele petrecute în sezon și s-au dus împreună la acest Monza Rally Show și s-au dus cu C3-ul pentru că a vrut să vadă și el cum merge mașina, așa din spusele mele și din imagini, a vrut să vadă și un pic cum e diferența față de 208. A fost foarte încântat, am văzut acolo imagini extrem de spectaculoase, cu derapaje controlate. Iau și foarte bine multe derapaje acolo, mai că nu ziceai că nu sunt eu la volan. Și mă bucur că s-a simțit bine la bordul mașinii. O mașină care, așa cum am spus și mai devreme, este rapidă, spectaculoasă, din toate punctele de vedere, și sound, și aspect, și tot ce ține de o mașină. Dar ca să fii cu extrem de rapid ai nevoie de multe reglaje fine pe care să ți le potrivești așa cum trebuie și eu zic că mai avem un pic de timp până în mai să le reglăm și să le punem cap la cap. Încă este o perioadă liniștită acum pentru că sunt câteva luni de pauză, dar nu chiar foarte liniștită pentru că la final de lună avem Winter Rally, acea competiție desfășurată pe zăpadă, deja tradițională, cred că 10-11 ani sunt de când a apărut acest concurs. Eu am fost prezent aproape în fiecare an acolo, am și câștigat de două ori din ce mi-aduc aminte. Pe vremuri nu trebuia să fii cu mașină de curse, cu rollbar, era mai încropit așa ca o etapă județeană, locală și puteai să mergi și cu mașină
mai de stradă, să zic așa. Acum lucrurile nu mai sunt chiar atât de permisive. E o etapă importantă, mulți kilometri de probă specială, foarte multe mașini importante la start și mulți piloți renumiți. Nu știu ce vom face în acest sezon, dacă voi lua și eu startul acolo. Mi-aș dori, pentru că pe zăpadă mi-a plăcut de fiecare dată și e o senzație specială, aparte, nu se compară nici cu macadamul, nici cu asfaltul, e total diferită. Și sperăm, ne dorim ca la un moment dat să facă parte și acea etapă din campionat. Așa ar începe sezonul mai repede, ar începe în ianuarie, n-ar mai începe în mai. Dar ar fi destul de complicat, pentru că mașinile pe zăpadă au alte anvelope, alt setup și din punct de vedere buget ar fi un pic complicat pentru toată lumea, dar cred că ar fi frumos să fie inclusă în calendar. În schimb, până atunci, chiar dacă nu e în calendar, ne bucurăm de ea așa cum este, în afara calendarului, în afara campionatului, și cu siguranță vom fi acolo cu toții, toată echipa va fi prezentă la Winter Rally, vedem exact cine participă, cu ce reușește să meargă, cu ce mașină, pentru că mașinile acum sunt în stadiu de pregătire, sunt desfăcute și nu cred că vor fi gata la timp pentru acest Winter Rally, pentru că, având în vedere că nu face parte din campionat, e doar așa de distracție și depinde cum se fac calculele cu bugetele, pentru că trebuie să ne concentrăm pe partea sportivă și importantă. Și se va încadrați probabil în anumit buget. Vali, vorbeai tu mai devreme, contează foarte mulți kilometri care un pilot îi parcurge într-un sezon. Probabil Simone, care este principalul tău concurent, să spunem, beneficiază un pic de avantaj pentru că participă și la campionatul mondial. Da. Cât de mult îți dorești și tu să revii acolo? Îți dai seama că mi-ar plăcea, e visul tuturor să meargă în campionatul mondial de raliuri, dar e destul de complicat pentru că bugetele sunt foarte mari acolo, iar ce face Simone, de exemplu, are mulți ani de investiții în spate. El acum se bate în VRC2, adică cu mașini de categorie R5, așa cum sunt cele în campionatul național, nu cu cele mari de VRC, evident că acolo vorbim de sume astronomice, ci piloți astronomici. Dar ce face la VRC2? Face bine, se vede că a avut o creștere de ritm, mulți ani de investiție, multe etape de acomodare, de kilometri, de învățat raliuri, pentru că fiecare raliu în fiecare țară este total diferit. Nu poți să te duci acum în Germania sau în Finlanda sau în Spania sau în orice raliu din prima și zici gata, hai că sunt acolo. Ești pe nicăieri, nu cunoști raliu, nu are nicio legătură țara respectivă și fiecare în parte cu ce ești tu obișnuit la tine în țară. Deci practic ai nevoie de primul an să te duci să vezi cam care e treaba. Miroși pe acolo, te uiți, vezi, înțelegi. Nu faci nimic din punct de vedere sportiv rezultat. Anul următor, deja zice, gata, hai că știu, uite, probele astea le-am mai făcut, încep să mai ții minte, deja încep să crești ritmul pentru că ești obișnuit cât de cât că ai mai fost și anul trecut. Abia în al treilea, al patrulea an, la fiecare țară în parte, fiecare raliu în parte, reușești să fii cât de cât la ritmul pe care l-ai în campionatul național, la tine, unde ești obișnuit cu toate cele, că ești ca la tine acasă. Abia atunci reușești să fii rapid și să dai să ai potențial maxim ca la tine în țară. Și abia atunci poți să te măsori cu cei de acolo. El a făcut treaba asta pentru că are mulți ani în spate și deja ritmul pe care l-are este unul foarte ridicat. Doar că sunt mulți sportivi acolo. Și ghiți ce? Mulți, adică toți mulți sunt foarte buni. Buni. Toți. Și sunt 15. Și de exemplu, pe o probă specială, că ne uităm și noi la timp, vine la 5-6 secunde de primul loc, că înseamnă puțin pe 18-20 de kilometri, dar e pe locul 10. Pentru că sunt foarte mulți sportivi și au ecarturile. Jumătate de secundă, o secundă, o secundă, 2, o secundă, 3, o secundă, 5, 2, 2, jumătate, 3. Adică sunt foarte apropiați și fiind mulți, toți buni, se împart pe mai multe locuri. Zici, a, e pe locul 10. Păi e pe locul 10 că sunt mulți, dar dacă te uiți la ecart, nu e foarte departe. Iar diferența aia, să mai dea jos una, două, trei secunde, acolo e lupta cea mai mare. Și acolo se chinuie și încearcă să crească foarte mult ritmul și o poate face doar cu investiție mare, pentru că are nevoie de mulți, 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 mulți kilometri de teste și raliuri și cât mai multe curse. Și chiar mă uitam pe Facebook zilele astea că a mai fost în Italia, era o cursă, a mai fost nu știu pe unde, adică se întreține, se menține cald, pentru că începe campionatul în curând. Prima etapă de VRC va fi la Monte Carlo, acum la finalul lunii ianuarie. Nu știu dacă o să fie și el acolo sau mai târziu în Suedia, unde va fi pe zăpadă acel raliu. Dar oricum, ca să poți să te duci acolo cu pretenții, trebuie să fii încălzit și în permanență în priză. Oricând zici, gata, acum, dacă ar apărea mâine e raliu acolo, tu trebuie să fii pregătit. De nicăieri tu trebuie să fii în forță maximă și pregătit la capacitate maximă. Pe când la noi în campionatul național, lucrurile sunt mai la un alt nivel, mult mai jos. Ca să ajungem în campionatul mondial, acum am putea să mergem toți, adică toți din cadrul echipei. Dar am merge de distracție, am merge să vedem ce facem pe acolo și să cheltuim multicei bani, pentru că sunt costuri foarte mari. Dar ca să faci rezultate acolo,
Ai nevoie de mulți ani și nu poți din prima. Adică trebuie un program foarte consistent, cu mulți kilometri de teste, cu multe raliuri făcute și anul ăsta, și anul următor, și anul următor. Și după cum spuneam, abia în al treilea, al patrulea an încep să scoți capul și să zici gata, hai că acum mă bat și eu cu ăștia, că știu care e treaba aici. Ceea ce cred că e prea târziu pentru noi, trebuia făcută treaba asta mult mai... Am 37 de ani acum, Simone 25 și, și el e bătrânel pentru ce face. Adică dacă ne uităm puțin la piloții de acolo, pe la 20 deja sunt cu forțe mari și se bat pentru primele locuri. În condiții care ei au început în campionatele lor de la 14, 12, 15, 10, cum îi avem și noi, avem copii care merg la 12 ani acum. Dacă s-ar ține de treabă și ar face și ar avea bani la dispoziție, ar putea să ajungă departe. Da. Nu putem să știm asta niciodată. Vali, este pe final de emisiune. A fost o rare plăcere ca de fiecare dată să discutăm. Imediat. Dar foarte repede. Ai foarte multe lucruri de spus. Deși mă gândeam, zic, ce să mai vorbim acum că e pauză, nu s-a mai întâmplat nimic. Și avem foarte multe, iată, a trecut foarte repede. Probabil o să vină iarna toi și în Argeș un sfat pentru șoferi. Păi, așa cum vorbim de fiecare dată și la cursul de conducere defensivă, deja povestea plictisitoare cu anvelopele. Am văzut că multă lume a înțeles treaba. Bine, poate s-au speriați. Schimbat, parcă. Da, s-au mai schimbat un pic mentalitățile. Poate și speriați de amenzi, de la poliție, nu știu. Ideea e că... Cel mai important e siguranța ta, cred. Siguranța e importantă și le recomandăm tuturor să nu țină cont că legislația e puțin stupidă. Este obligatorie montarea anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață, mâzgă, polei și așa mai departe. Dacă e uscat, dați minus 20 de grade, nu trebuie să ai gume de iarnă. Gume, cum spunem, anvelope de iarnă. Nu, anvelopele de iarnă trebuie montate de la 7 grade în jos. Deci tot ce avem sub 7 grade, adică acum avem 5, 4, 2, 3, da? Deci sub 7 grade, clar, nu mai. Poate o zi, hai să zicem că se duce spre 9 grade, așa că bate soare. Dar oricum media e clar sub 7 grade, chiar dacă asfaltul e uscat. În funcție de temperatură. Da, în funcție de temperatură. Chiar dacă asfaltul e uscat, nu avem ce să căutăm cu anvelope de vară. În afară de asta, atunci când vom fi pe zone acoperite cu zăpadă sau alunecoase, tot ce facem cu mașina, toate comenzile trebuie să fie calme, fără forțări, fără bruscări, să nu punem frână repede, să nu luăm de volan agresiv, pentru că orice manevrare rapidă dezechilibrează mașina și ne poate duce într-o situație neplăcută. Ne bruschează colegii din regie pentru că trebuie să ieșim. Vali, încă o dată mulțumesc de prezență. Mult succes în 2020. Sperăm noi ca la final să sărbătorim. Dacă am început cu campionul la antrenor. Eu cred că cu siguranță vei redeveni cât mai curând nou campion național de rally. Doamne, și lumea, rămâneți cu Antena 3 pentru că urmează cele mai importante și din Argeș. Ne revedem luna viitoare. La revedere și la